Știu că sunt foarte mulți oameni cu foarte multe probleme de sănătate. Din fericire sau din păcate, nu știu, știu cum să abordez situația și eu am fost pus în situația în care am trecut prin anumite probleme foarte grave de sănătate, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că fără Dumnezeu nu se poate absolut nimic, deci putem să ne tratăm noi cu absolut tot ce dorim. Fără Dumnezeu nu se poate nimic. Asta să o țineți foarte bine minte. Doar Dumnezeu ne dă, doar El ne ia. Dar ceea ce vreau să scot în evidență este următorul lucru. Mediu online este o sursă enormă. O sursă enormă de a face bani. Unii fac bani foarte mulți pe spatele celor sau celora care au probleme de sănătate prin așa, așa zisele tratamente naturiste pe care le procură ei în mijlocul orașului, de unde nu știu. Oameni buni, nu mai credeți în absolut tot ce vedeți sau tot ce auziți. Până nu testați un lucru pe pielea noastră, nu puteți trage niște concluzii, dar înainte de a-l testa, căscați ochii bine, ca să zic așa. În momentul în care cumperi ceva, uite-te din ce sursă cumperi, de unde îl cumperi, de la cine îl cumperi și după să-l folosești. De cumpărat îl cumperi repede, dar cine știe ce folosește acolo? Adică trebuie să aveți mare grijă, mare grijă, pentru că sunt șanse foarte mari să treceți dintr-o extremă în alta, adică să treceți la o problemă minoră pe care o aveți pe care o puteți trata cu ajutorul unei plante sau unei creme sau unui ceai sau eu știu și așa mai departe și în loc să o tratați, o agravați. Acest mesaj, bineînțeles, fiecare îl interpretează cum dorește și îl înțelege cum dorește. Intenția mea este doar de a vă face pe unii dintre noastre să vă puneți un semn de întrebare. Ce cum se spune? Câte bordee, atâtea obicei sau obiceiuri. Ambele variante sunt acceptate. E bine, fraților, așa cum am promis în vlogul anterior, în care vă spuneam și vă prezentam adevăratul brusture din care se extrag adevăratele proprietăți tămăduitoare, atunci când vine vorba de ernile de disc, adică probleme, ernile cervicale, ernile lombare, dureri de oase, dureri de articulații și așa mai departe, în acel material vă spuneam că o să fac o continuare a vlogului în care să vă arăt cum arată de fapt lipanul. Uitați, să l frunza. Și acesta este brusturi, vedeți? Este o diferență foarte mare, de la cer la pământ. Acum să-mi fie cu iertare față de cei care în zona lor probabil numesc brusturile lipan. Dragilor, să știți că brusturile are o singură denumire, Arctium Lapa, deci în denumire latină. Și acesta este brusturile. Lipanul este acesta. Intrați, citiți, documentați-vă, dacă nu aveți încredere în ceea ce vă spun eu. Facând o mică paranteză, să știți că acesta seamănă foarte mult cu o frunză de nufăr, mi-așa mi se pare, poate acum mă greșesc eu. Iar în Japonia, japonezii să știți că o consumă, deci cum consumăm noi carnea de porc, așa consumă ei acest lipan. Noi îl denumim lipan. Acolo la ei nu știu cum se, cum se numește, ei îl folosesc salată, adică în salată, îl mănâncă la dună, îl cultivă și îl mănâncă salată, deoarece acest tip de brusture, adică lipanul, haideți să lăsăm brusturile bun jos, lipanul, deci uitați, acesta este lipan, nu brusture, are, este total diferit față de brusturile din care se extrage proprietatea antiinflamatorie. După cum se și poate vedea, el crește peste tot, și aici voiam să ajung, Uh, acest, această plantă, sincer să fiu, nu știu ce proprietate, sau dacă are vreo proprietate, la noi în România, sincer nu știu, n-am auzit pe nimeni care să, fi, să se fi tratat de ceva cu așa ceva. Acum, dacă există cineva care s-a tratat cu lipan, să-mi spuneți în secțiunea de comentarii. Deci, repet din nou, începând de la coadă. Deci, coada e total diferită, alte striații, altă formă, altceva. În dreapta. Am brusturele în stânga în lipan. Așa se spune în zonă la mine. În al doilea rând, brusturele, așa cum v-am arătat în toate materialele mele, crește foarte mare. Până la un metru jumătate, chiar și spre 2 metri se duc anumite plante. Unde există umiditate multă și căldură, adică lumină, cresc foarte înalte. În schimb, lipanul, mai mare de atât, nu o să-l vedeți nicăieri. Vedeți? Încă ceva foarte important. Ia uitați ce rădăcină mică are lipanul. Păi brusturele, cei care au scos de brusture, păi îți trebuie o cazma puternică să sapi la o jumătate de metru, poate un metru în pământ. Că se duc rădăcinile foarte adânc. Deci foarte adânc crezi rădăcinile de brusture. În schimb, în cazul lipanului, vedeți, este foarte mică. Adică o scoți, tragi de ea și iese imediat. Alt lucru foarte important. Am primit foarte multe mesaje de la cei, de la oraș probabil, sunt oameni de la oraș, care se duc la munte, în zona de munte, în vacanță, în concedii, nu știu, au traseu pe acolo săptămânal sau anual sau lunar, și au văzut la mine pe canalul de YouTube informația despre brusture și crema obținută din frunză și rădăcină de brusture, acel antiinflamator foarte puternic, s-au dus la munte, au adunat așa ceva au venit acasă, au făcut cremă, sau au dat cu cremă o lună, două, trei și n-au avut rezultat. E normal să n-aveți rezultat pentru că din așa ceva v-am spus, nu se extrage nicio proprietate antiinflamatorie. Ei, așa ceva găsiți în zona de munte peste tot, mai ales la poalele pădurii sau pe marginea șoselei, cei care frecventați Valea Prahovei, de exemplu. Să vă uitați în stânga și în dreapta pe marginea șoselei să vedeți așa ceva. Este plin, este plin peste tot. Bunicii mei, țin minte, când erau eu mic, nu ca și foarte bătrân acum, dar atunci eram mic mic, nu existau variante, nu exista posibilitate. Creșteau pui de rață și de găină cu așa ceva. Îi toca, îi fierbea, îi toca, îi făcea ca o pastă, nu știu cum să spun, și toată vara cu așa ceva creștea pui de rață și de găină. Mai există și catalpanul, din păcate, catalpanul în zona mea doar în perioada primăverii se poate găsi. În primăvară vă promit că o să fac un material în care să vă prezint și brusturele, și lipanul, și catalpanul. Ca să fie stabilit dată pentru întotdeauna care plantă este bună. Pentru că, de ce am ținut să fac acest material? Poate pentru unii o să fie plictisitor. Pentru mine este important, deoarece oamenii mă sună și mă, mă întreabă. Băi, dar e bine ce am făcut, dar uite, am folosit așa și nu am avut rezultat. Dar am făcut pe dincolo și nu mi-a mers cum a trebuit. Pentru mine e important ca informația să ajungă exact așa cum încerc eu să o transmit la om. Eu știu că nu toți gândim la fel sau nu toți înțelegem sau percepem la fel o informație, dar dacă vă arăt, cred că cei care n-ați înțeles, o să înțelegeți acum că acesta nu este brusture. Acesta este brusture, nu extrageți proprietate, nu faceți cremă din așa ceva, pentru că nu o să vă iasă niciodată nimic, adică crema o să vă iasă, dar nu o să aveți proprietatea în cremă, faceți cremă din așa ceva. Încă un lucru foarte important, crema administrează într-un fel ca orice alt tratament, pentru că dacă nu urmezi un prospect, să spunem, nu ai rezultat. Adică și eu am un tratament de inimă, da, medicamentos, îl administrez în fiecare zi, pentru că acolo e o problemă care fără acel tratament n-am cum să stau. Dacă eu aș lua acel tratament după cum vine mie azi, da, mâine nu, azi eu iau de dimineață, mâine pe la 12 și așa mai departe, vă dați seama că nu o să aibă niciun rezultat, ba mai rău, se răutățește situația. Așa și în situația cremei de brusture. Trebuie administrată zilnic, de două ori pe zi, dimineața și seara. Se masează de 10 minute, timp de 10 minute, 20 de minute. Un masaj foarte puternic, adică în ce sens puternic? Încălzită foarte bine zona, nu un masaj dur, dar un masaj care să ajute crema să intre în piele. Nu ai avut nimic chimic în ea, vă dați seama, intră foarte greu în piele. Deci trebuie ținut cont de anumiți pași ca să avem rezultat. Și să zicem, în cea mai rău situație sau în cel mai rău caz nu există rezultat, e normal ca fiecare organism să reacționeze diferit de la om la om. Dacă în cazul meu funcționează un anumit tratament, probabil în cazul tău, nu o să funcționeze. Asta nu știu de ce și cum. Așa am fost creați, așa am fost lăsați. Bun! Am zis că nu sunt multe de spus, dar să știți că sunt foarte multe de spus. Îmi vin ideile în cap pe parcurs, dar nu vreau să vă plictisesc cu așa ceva. Dacă o să văd interes mare din partea noastră, eu pot să vă dau mult mai multe detalii, pot să fac un vlog în care să explic absolut tot ce trebuie legat despre aceste plante și această cremă care, credeți-mă, a ajutat foarte mulți oameni, foarte mulți oameni. Dar acesta era mesajul pe care voiam să vi-l transmit astăzi. Nu faceți confuzie între brusturile adevărat, lipan și catalpan. Catalpanul nu l-am. Deci asta, acesta este lipan. Ce vedeți dumneavoastră aici, în spate, uitați. Ia uitați ce ușor este din pământ, vedeți? Acesta este lipan. Acesta este răspândit peste tot pe glob. Nu doar în România, deci peste tot pe, pe glob. În schimb, brusturile nu o să-l găsiți peste tot, nici măcar în România. Așadar, sănătate multă, toate cele bune și țineți minte, acesta este brustul adevărat. Urmăriți blogurile mele în care am prezentat de foarte multe ori planta, cei care sunteți noi și veniți noi pe canal și cei care vă interesează acest lucru și acolo o să descoperiți sau o să vedeți exact care este planta. O culegeți, vă preparați singuri crema și o să vedeți, o administrați cum trebuie și o să vedeți ce rezultate o să aveți. Doamne ajută și numai bine!